Dragii mei și dragile mele, sunteți pe canalul Frumuseții Vârstei Elegante. Bine ați venit și bine ați revenit în comunitatea noastră. Dacă vreți să fiți frumoși din interior și din exterior și sunteți pentru prima dată la canal, abonați-vă, activați și clopoțelul pentru a primi notificările noilor filmulețe. După cum v-ați priceput și ați înțeles și din denumire, și din cântecel, astăzi o măsculiță pentru albire din bătrânul nostru Mălai. Dacă vreți să aveți o frumusețe interioară și exterioară, mâncați terciuri din Mălai, aplicați-vă măsculițe din Mălai, exfoliante din Mălai, și măsculița noastră este gata, o vom aplica pe decolteu. Înainte de a aplica măsculița, nu vom aplica-o sub pleoapele inferioare, aplicați o cremă. Aplicați crema de pe canal cu lanolină. O vedeți în bara informațională. Măsculița este pentru albire. Pentru că vom începe măsculițele de albire. Mălaiul conține antioxidanți, conține proteine, aminoacizi, acidul palmetic și arahidic. Dar principalul component este aurul. Aurul care ne albește, tenul, din interior și din exterior. Trageți atenție la locurile pigmentate, locurile cu pistrui. Această mască este binevenită pentru persoanele cu pistrui, fiindcă fetele m-au întrebat. Se poate de aplicat măștile de albire dacă au pistrui? Desigur, toate măsculițele de pe canal de albire sunt predestinate și pentru tenul cu pistrui. Pistruii sunt micile pete brune. Cu mare drag folosiți măștile de albire, cure, de 2-3 ore în săptămână, câte 7, câte 10, chiar și 15 măsculițe. Deci sub pleoapa inferioară nu aplicăm această măsculiță, dar pleoapa superioară o ridicăm în sus. Mălaiul are un super lifting puternic. Proteinele și aminoacizii foarte bine redau fermitate tenului. Măsculița aceasta, dar să nu lungim vorba, dați să vedem ce ingrediente am mai adăugat în această măsculiță super, super albire. La terciul din Mălai, aici am vreo 3 linguri
de masă, adăugăm argilă. Argila care este benefică pentru toate tipurile de ten, care mineralizează tenul, ne construiește frumusețea, redă elasticitate tenului, face vasele mai flexibile, le hidratează, susține producerea de colagenă, aluminiu și manganul au un efect de fermitate din argilă. Siliciul hidratează și întărește vasele. Dar cel mai important, cea mai importantă proprietate ale argilei este albirea și curățirea. O să adaug, să iau o spatulă curată. Adaug 3 lingurițe, 1, 2, 3. Pudra de argilă de la Asla Vital este o argilă specială. Este plăcută, duioasă la aplicare. Această argilă este din munții pădurii Craiului. Așa că este binevenită pentru crai și craiese. Următorul ingredient este uleiul de ricin, care previne deshidratarea pielii, hrănește și creează bariera hidrolipidică, în special acum, în sezonul rece. Acizii grași pătrund profund în piele, stimulând sinteza de colagen. O linguriță de ceai. Uleiul de ricin are și efect antiinflamator și un efect de albire puternică. Amestecăm. Culița noastră de super albire se îmbogățește cu ingrediente active. Și ultimul ingredient este apa oxigenată sau peroxidul de hidrogen. Vă vorbesc des de apa oxigenată. Eu o folosesc și intern. Vă recomand și vouă să folosiți apa oxigenată intern pentru a obține efect maxim și de lungă durată de albire a tenului. Peroxidul de hidrogen participă la procesele de metabolizare a proteinelor, a grăsimilor și hidraților de carbon. Reglează temperatura celulară, are un efect de detoxifiere, antifungic, antibacterial, îmbunătățește fluiditatea sângelui, saturează țesuturile cu oxigen. Deci în cazul când voi folosiți intern, are loc albirea pielii din interior. 10 picături, deci apa oxigenată, peroxidul de hidrogen, descvamează pielea, ajută la penetrarea substanțelor active din ingredientele descrise. Amestecăm bine, 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 bine. Ozonăm măsculița, amestecăm într-o direcție, o măsculiță foarte plăcută, bună de aplicat. Stai, mă lai, nu te duce, nu te duce, nu te du. Stai, mă lai, nu te duce, nu te duce, nu te du. Stai, mă lai, nu te duce, nu te du. Că îți voi da lapte dulce, că îți voi da lapte dulce. Pentru un efect puternic de albire, aplicați măsculița pe jumătate de oră. Dacă aveți tenul sensibil și simțiți că vă strânge prea tare și vă creează disconfort, înlăturați-o. Această măsculiță o vom înlătura-o cu infuzie de mușețel.
Mușețelul la fel albește tenul. Mușețelul are efect de albire. După ce ați înlăturat măsculița, aplicați-vă o cremă hidratantă sau de albire. Eu vă iubesc, dragii mei, vă îmbrățișez și vă doresc piele sănătoasă, fermă și aurită. La revedere, cu drag de voi! Tăpătați. Stai, mălaie, nu te duce, nu te duce, nu te du. Stai, mălaie, nu te duce, nu te duce, nu te du. Stai, mălaie, nu te duce, nu te du, că îți voi da lapte dulce. Că îți voi da lapte dulce.